Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum luați o țapă pe internet. Uite aici am comandat niște flori de unde? Johnson sau nu știu ce era. Bine, am comandat ceva. Antihes Internațional SRL. Internațional SRL. Strada Agricultorilor numărul Sector 2, 93, sector București, 2, România. București. Am comandat online am văzut pe site-ul lor, am comandat niște flori și uite, azi au venit plicurile. Am desfăcut două plicuri și în plic este, arată-le ce Da, este în plic. numai un pic, să desfac unul. Uite, desface încă un plic. Așa. Înăuntru este. Este o chestie, mai aproape aici Un fel să de vadă, recipient, oameni mai jos. un recipient Un care recipient care, nu știu, ascuțit. e gol. Dar e gol. Plicul gol. Plicul e, nu curte. Gol. Desfacem altul. Ok, dar un plic de ăsta, țineți minte că e 15 lei. E 15 lei și 100 de semințe. O zice acolo pe internet că e 15 lei. Adă mai Petunia. aproape un pic plicul. Da, petunia. Petunii. Am zis că să facem, No, bun. punem petunii. Desfacem și noi ca să punem în grădină să facem frumos. Da. Al doilea plic. Al doilea plic, sigilat tot, este același recipient, dar gol. Eu cred că el trebuie să fie sămânța. Gol. Probabil că pe drum s-o cursă. Gol. Desfacem al treilea plic. Al cincilea, că cinci ai comandat. Cinci. Așa, nou, tot. Un recipient. Un recipient. Da, fii atent, că și ăsta e gol. Gol. Ai, ce cură la sământ, 100 de... Uite. Bă, Plic ăla, sigilat. nu mai desface și ăla, mă, că n-are rost. Bă, plic sigilat. Plic sigilat, da, eu știu că e sigilat. O Uite. să vede că e sigilat. Recipient. Recipient. Gol. Sămânță. Sămânță. Nevoie. Nevoie de sămânță, așa Deci e. cumpărăm sămânță și ne trimite înapoi Țapă. feten. Recipientul ăsta poți să... Ce Dar să fac cu el? probabil că n-ăla trebuia să fie Trebuia să sămânța. fie. Dar Ca sămânța să au nu să... vândut-o și nu au ne trimis chestiile goale. Ok. Ia vezi și plicul ăla, nu? Ăla Ăsta cu... l-am desfăcut, deci, ăsta l-am desfăcut. Știu, mă. Și, da, și Ăla ăsta... la... Ia vezi alea cu 9 lei. Poate avem acolo mai mult noroc. Că astea cu 15 lei îți gole. Asta nu e nouă, că 10 lei. Nu, 10 lei, cât a fost. E să nu curgă afară. Vezi să nu curgă, mă. Fii atent. Hai să vedem. Nu, fii atent că aici Fii mai mic... atent. Aceeași chestie. Aici e mai mic recipient. Un recipient. Gol. Sămânță. Ia Bă, adă dar mai se aproape. poate așa Adă ceva? mai aproape recipientul Dar să... recipient, gol, ce să fie? Că e gol, nu este nici o bobă de sămânță. Dar nici măcar o Dar bobă de ce sămânță. picurile alea pe Nimic, acolo? mă. Nimic, mă. Niște puncte pe el, Puncte marcaj. ca și cum ar fi Marcaj sămânță. ceva. Ca și cum ar fi grădat. Bă, dar chiar așa prostelul pe față, doar desfac, are un dop. Ca să vedem, curge ceva din ea. Uite, punem așa pe hârtia asta de aici, în ea. Gol. Deci se poate așa De ceva. 10 lei. Mai Ăsta e de 10 bine lei. Am dat, deci pe asta ne-a calculat și noastră, sau... 120 de lei, 121 de lei, 1.201 leu. Recipient, gol. În pungă, gol. Hai. Pula, mă. Acolo, fii atent, noroc. Noroc. Da, noroc. Recipient, Gol. gol. Nimă și Pungă, ăla. gol. Hai de capul nostru. No. Hai Ce că să? sunăm la firmă să vedem ce ne Acum să zice. vedem ce zice firma, că nu se poate așa ceva. Trebuie să... Noi, bă, chiar dacă am dat 120 de lei, da, plus taxele poștale, dar măcar Ce să vadă ceva? să avem ceva sămânță. Ce să mânăm la primăvara asta în grădină? Florile, la femei le place florile în curte. Noi am Corect. zis că comandăm să avem și noi să le facem o surpriză la femei. La nevasta mea zic, bă, să-i fac ceva frumos în curte. Bun, Ia hai o să... petunia care zice că e lungă. Deci asta e petunia mare. Da, Și asta de... e petunia mică, asta. Da. Și uite-te, în amândouă... Și au avut dreptate că într-unul recipientul e mai mare Da. și unul mai mic. Și ăsta mai mare care am zis, bă, o fi ceva. Dacă nu e în ăsta, implic. Dar Corect. nimic. Eu am dat banii pe nimic. Ok. Hai că sunăm la... Hai să sunăm la firmă, nu scumpă, gata. Ok, sunăm la firma de pentru flori. Să vedem ce au de spus. Alo, bună ziua! Sunt persoană fizică ce am comandat de la noastră niște sămânțuri de flori. Mai prezis așa, petunia.
Da, și am primit, am primit. Am făcut comanda? Da, da, am făcut comanda la... comanda în așteptare? Nu, domnule, nu am. Ascultați-mă un pic. Am primit plicul acasă cu sămânțurile de flori. Am pe... zi, pă... Bun. Vreau să zic că am primit recipient, ceva recipient într-un plic. Niște recipiente goale. Plicuri goale. Nici sămânță, nici în plic, nici în recipient. Și petunia de ce a fost? Plicuri goale? Da. Nu, nu, recipiente goale. Nu, plicuri, plicuri... Petunia a primit. Găsiți-mi locul semnal, vă rog, că nu vreau șapte să ne înțelegem. Bun. Lasă-mă duc un pic lângă geam. Să vă spun și numele la petunia. Petunia rapidă mixtă F1. Din aceea de la amator? De la amator? Cum de la amator? Deci aveți plic cu floare pe el? Da. Mic, așa? Da. Bă, da. Nu este sământ cu poză pe el, da? Ba da, e cu poză pe el plicul, da. Are fiolă înăuntru, asta vreau să zic și eu. Dar fiola e goală. Plicul, da, fiola e goală, plicul, m-am uitat un plic. Și plicul e gol. Nici înăuntru, nici în plic nu este sămânță, nici în recipientul ăla, în fiola. Ia să zic, am comandat 5 plicuri, adică 5 plicuri de petunia mare și 4... Da. Da, am înțeles, Da, am înțeles, dar nu este nimic în tubul ăla micuț, nu este nimic, e gol. Și ia să vă spun de dumneavoastră. Probabil că dumneavoastră... Da, plicuri 5 cu petunia mare și 4 cu petunia mică, la 50 de cent. Cele care nu au avut semințe, îl v-am trimis plicuri, toate? Doamnă scumpă. Ne-a trimis 5 plicuri cu petunia, dar plicuri sunt 5, dar în recipient nu este nimic, sunt goale. Petunia rapidă mic? Petunia rapidă mix. Petunia rapidă mix și v-am trimis 5 plicuri? Da, 5 plicuri în care nu este nimic. Da, doamnă scumpă, da. Acum am și desfăcut și m-am uitat la toate 5, m-am bucurat că mi-au ajuns florile, pot să le pun și nu am nimic. Uite, am desfăcut și eu un plic acolo și m-am spus, este proaspăt, e foarte mic, poate să fie... Da, doamnă, posibil să fie foarte, foarte mic, dar la mine nu este nimic, eu ce să fac, de asta m-am sunat. Sau cum să nu? Am și filmat, am zis că am desfăcut unul și nu era nimic. Aia s-a desfăcut al doilea, al treilea, al patru, al cincilea am desfăcut și nici într-un nu este nimic. Am filmat, nu așa. Și am zis să punem la protecția consumatorului, nu se poate așa ceva. Deci am spus că semințele sunt foarte mici. Bine. O să ne ducem la protecția consumatorului cu filmarea și dacă se vede ceva pe filmare, atunci dumneavoastră dați o explicație acolo. Nu se poate așa ceva. Eu să fiu fraierul cuiva nu-mi convine, doamnă scumpă. Vă spun sincer. Mie nu-mi convine să fiu fraier să dau banul. O fi foarte... N-am înțeles. Noi ne ducem cu ce avem în recipient și cu plicurile și cu ce am primit de la dumneavoastră. Ne ducem la protecția consumatorului să vadă ei dacă suntem fraieri, proști, să vadă ei dacă avem ce, dacă este ceva în recipient. Bun. Păi dacă dumneavoastră vă contraziceți cu mine că este ceva, dacă eu vă spun că nu este... Bine. Da. Dar sunt 100 de sămânțe. Da. Am înțeles. Stați un pic așa. Că facem o poză cu telefonul și vă arăt. Facem o poză cu telefonul să vedeți dumneavoastră dacă se vede ceva, uite aici, hai încolo.
Da? Am înțeles. Bine, domnul scumpă, dacă dumneavoastră ziceți așa, pe numele lui... Se vede ceva de port, dar nu e o sucă. Am înțeles. Eu sunt o persoană care am comandat, am plătit și nu mi s-a trimis ceea ce am comandat. Păi normal să mă supăr, să mă deranjez.